Bună ziua, dragi urmăritori! Astăzi ne aflăm în județul Olt, în comuna Frunzaru. De data aceasta o să mergem la Luca, care azi împlinește frumoasa vârstă de 6 anișori. Bunica a pus la cale această surpriză, apelând la echipa noastră surprize neașteptate Caracal. Haideți cu noi să vedem ce reacții va avea Luca la o asemenea surpriză. Am ajuns aproape de Luca, haideți să vedem cum se distrează cu prietenii lui. Bună ziua! Să căutăm și noi pe Luca! Ia uitați! La mulți ani, Luca! Mulțumesc! Cineva drag te iubește și ne-a trimis pe noi. Noi suntem echipa surprize neașteptate Caracal și avem o surpriză pentru tine. Cineva drag te iubește și ne-a trimis cu un tort, cu o mașină de pompieri. Mă! Plac pompierii? Vrei să faci pompieri? Da! Vrei să-ți îndrească totul? Da! Da? Avem și o melodie pentru tine. Haide și noi. Luca, 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 Luca,
Luca, avem și un mesaj pentru tine. De la cine? La mulți ani, multă sănătate și fericire alături de familia ta frumoasă. Îți dorește mamaie din îndepărtare. Îmi pare foarte, foarte rău că nu sunt lângă tine, lângă voi, mai ales nepoții mei Luca și Ana Maria, care a fost ziua ta, nu? Tu ești, da. Ana Maria. Luca, ești un copil frumos, deștept și poate bunul Dumnezeu te ajută să devii ceva în viață, pentru că ai doi părinți minunați. Mamaie îți dorește tot bine din lume, te iubește din toată inima, te aici în îndepărtare îți transmit multe salutări și multe îmbrățișări și pupiciuri. Mă iubim. Și avem și o melodie pentru Ana Maria, pentru că știm că a fost și ziua ta. Șase pâine prebeliță au zburat după greuță pentru a lor măiculiță. Că de o săptămână coamă-i, zace de o bolă grea-mă-i și nu mai poate să zboare, să-și caute de mâncare. Are fioarele mă dor și nici vorbă să mai zbor, mă. Dragii mamei, se cuvine să îngrijiți și voi de mine. Câte un pop de fiecare mă pune pe picioare, deși la rândul meu mă v-am crescut cu greu. Câte un pop de fiecare mă va pune pe picioare, că și eu la rândul meu mă v-am crescut cu greu. Șase zile au adus și departe mi s-au dus, mă. Au zburat și m-au lăsat în nădejdea celuilalt, mă. Trece ziua, trece noaptea, mi-e slăbită sănătatea și mă uită rușinată, uișorii m-au lăsat, mă. Nu știu cât ai mai trăit, azi ori mâine ori muri. Mor cu inima tăciune, rămân lângă Maria, avem și un mesaj pentru tine. La mulți ani, nepoata mea frumoasă, mamaie te iubește foarte mult. Simplu și frumos. Puteți să-i transmiteți ceva lui mamaie? O iubim. Iubim și cine e dor de ea. Vă așteptați la o asemenea surpriză, Luca? Te așteptai? Da. În partea mamaie? Știi că mamaie te iubește și îți face surpriză. Nu s-a așteptat, sincer nu s-a așteptat. Mai ales eu. Nu te așteptai, nu? Și noi, întreaga echipă, vă dorim mulți ani fericiți de acum înainte, distracție plăcută în continuare și Doamne ajută! Mulțumim! Ne vedem cu bine!
Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și la această surpriză la domnișorul Luca. Luca nu s-a așteptat la o asemenea surpriză. Mamaie a reușit să-i facă o surpriză de neuitat lui Luca. Nu uitați voi în continuare să ne susțineți, să apăsați butonul de subscribe, să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pe Facebook. Mulțumim în primul rând florăriei Green Garden pentru floarea acordată și vă așteptăm și data viitoare cu mai multe inimioare, încurajări și toate cele bune. La revedere, o zi minunată! Pa, pa!